Facultatea de Drept din Timișoara a obținut premiul pentru cele mai bune pledoarii scrise și un premiu individual. În perioada 26-28 aprilie, la Praga s-a desfășurat etapa finală a unui prestigios concurs științific studențesc aflat la 29-a ediție. În etapa finală a competiției s-au calificat 16 echipe, printre care și cea a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Accesul în această etapă s-a făcut pe baza memoriilor scrise pregătite de către participanți. A constat, într-o simulare a procedurilor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, echipele au prezentat argumente vizând procedura trimiterii preliminare, respectarea statului de drept și independența instanțelor naționale, precum și drepturile de proprietate intelectuală asupra unor creații artistice.